După ani grei de muncă, peste hotare și investiții mari, soții Gotornician din comuna Lalova, raionul Rezina, și-au văzut visul împlinit. Aceștia și-au amenajat 6 căsuțe de lemn în care roiesc mii de albine la marginea localității, în sânul naturii. Este o prisacă mai deosebită, unde oamenii pot face terapie cu aceste insecte. Cei doi au beneficiat și de un grant european, dar și de ajutorul băștinașilor din diasporă. Deocamdată nu au reușit să construiască locuri de cazare pentru turiști, însă planul afacerii prevede și acest lucru. Ești, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Prisaca soților Gotornician numără acum 100 de familii de albine. În fiecare căsuță sunt 4 familii, câte două familii la laiță. Omul intră să odihnește aici, se formează o biorezonanță. Zumzetul ăsta de albini, dacă lăși telefonul și țigările afară, înseamnă că în 3-5 minute adormi, 40 minute le dormi stabil și te scoli plin de viață, te scoli odihnit, relaxat total. S-a lucrat foarte mult până am văzut și mai avem încă foarte mult, ne dăm seama, avem foarte mult încă de lucru, dar sperăm că totuși o să învingem, dacă este dorință, dacă este muncă, este totuși să mergem înainte. Întrucât mierea are o serie de proprietăți miraculoase pentru sănătate, soții Gotornician intenționează să o ambaleze cu diverse plante medicinale pentru comercializare. Pentru toamnă preconizăm că toată grădina care o avem aici să o plantăm cu diferite plante medicinale. Mai avem de gând să difreșăm încă vreun hectar, două poate de teren mai sus de prisacă. Cei doi au fost ajutați de un apicultor din localitate. Mi este aproape de suflet această afacere, deoarece având la bază și îndeletnicirea părinților, bunieilor mei, în cadrul, vreau zic, fiind într-o măsură oarecare implicat de activitățile asociației de băștinași din comuna Lalova, am venit în ajutorul familiei pentru ca ei această afacere să o dezvolte cât mai rapid. Efectul începând cu 10 seansuri, câte o oră, două. S-a constatat că somnul, deci persoanele foarte repede se relaxează, adorm și este somnul practic pentru a restabili organismul. Consătenii au doar cuvinte de laudă. Tare mult muncesc oamenii ăștia. Îi mai ajutăm și noi când putem, fiecare zi când se adresează, mai ajutăm și la lemnării, eu sunt și lemnar și îmi mai ajut la stup, la colbenile, toate astea. E un ramur, un lucru foarte, foarte frumos, foarte pentru sănătatea oamenilor. În prezent, turiștii pot beneficia gratuit de serviciile pensiunii. Oamenii,